să spun eu când. Acum. Ce să vă povestesc că am tras multe, multe supărări, multe... Am încărunțit, m-am încărunțit femeia asta de 12 ani de zile, de când sunt căsătorit. Mi-a dat Dumnezeu 3 copii cu ea și după 3 ani de zile să aflu că e bisexual. Și a făcut jurnal. Și a făcut jurnal și eu am dat peste jurnal, acum 3 ani de zile am dat peste jurnal. Vedeți-vă, dați-vă și dumneavoastră seama cât am putut să rabdiu. 3 ani de zile. Și nu i-a zis nimic în ăștia 3 ani? În ăștia 3 ani de zile nimic nu am. Ce scria acolo? Păi vă arăt caietul. Scria că are altă orientare, că e bisexual. Era un film pe acasă care... Du-te, tată, și aduc caietul, vezi că e sus acolo. Nu l-ai pe mașină? Nu, e, lasă-l pe ala în mașină, adu-l originalul. E sus pe... Și am cu cine era? Am luptat cât am putut în toate alea ca să nu dă par de copii. Am zis, Doamne, ce să mai, poate și-o reveni. M-am pocăit, Doamne, domnișoară, m-am pocăit. Că am zis că să n-ajung într-o situație să nu mai pot să mai mă controlez. La, și... la ce religie te-ai la baptiști. Baptiști. Nu contează bisericii. Contează sufletul, contează să fii aproape de Domnul Iisus Hristos. Asta nu contează că te duci la ortodox sau te duci la baptiști sau că te duci la... Da, tata. Dar tu o știi pe fata asta pentru care a fugit ea? E de aici, din sat? De unde? Cu cine a plecat ea? Nu pot să-mi dau seama. E două fete de aici care spunea că scrie în caiet acolo așa că... Și am văzut și mesaje după telefonul meu. Îl trimitea că nu poate să doarmă noaptea fără ea. Că... Umbla, am văzut că scrie în caiet aceea scrie. Că e viața lor, viața ei. Uitați ce scrie aici. Pământ cu zile, dacă ar fi să mor, aș muri pentru ea și pentru copiii mei. 4 persoane am în viața asta și pe pământul ăsta. Este Gabriela, Larisa și Armando și prietena asta care și nu-i scrie numele. Da, scrie numele. A, tu știi despre ce? Știu. Și o știi pe fata aia? O știu și pe fata. Păi și unde a cunoscut-o pe fata aia? Aici, păi... Și mai are pe cineva, mai are pe cineva care a zis că îi dă un telefon, care a zis și nu poate să-mi documenteze mie, nu l-a primit telefonul. Și spune așa... De ce mă mai aduc-te, tata, și adu-l pe ăla din mașină, că e semnat de mine. Vezi, dar e mașina închisă. Așa... Spune că a avut relații... Și ar vrea să mai aibă relații, dar nu cu ea, cu altcineva. Să vadă cum este sau cum scrie, că nu mai pot că ai am poză capul... cu ea? Cu nevastă ta ai poză? Am poză pe telefon, dacă intrați pe... Auzi? Dar e aici în localitate sau e în alt oraș plecată cu ea? Unde e plecată ea? În Anglia. În Anglia. Dar nu pot să spun dacă... Nu. E plecată în Anglia acum. A fugit de acasă. A plecat de acasă, a plecat. Când? A plecat acum 4 luni, pe 20 și luna asta face 5 luni. Și n-a mai vrut să mai întoarcă? N-a vrut să se mai întoarcă. N-a mai, pe dacă n-a interesat-o de copii, din 5 luni de zile aproape, să nu te intereseze de copilul ăsta, băi, am făcut un copil care e altă mamă așa de chinuite, așa de bătute, le bate bărbații și le chinuie și nu pleacă, nu-și părăsește copiii. Și dacă pleacă, pleacă cu toți copiii. Dar asta... Și ție ce ți-a zis? Că nu te mai iubește? Ce că nu mai mă iubește. Nu mai mă iubea pentru nimic în lume. Și deci... nu ți-a motivat pentru cine? De ce? Nu, nu mi-a spus asta că au loc pentru cutare. Nu, dar... Cum v-ați despărțit? Ce a zis? I-am spus așa, i-am spus. Măi, Narcisă, dacă tu nu mai mă iubești pe mine, nu mai iubești copiii, tu nu mai vrei să mai faci nimic în curtea asta, du-te, tată, că și măta a plecat. Eu îți dau bani. Dacă tu vrei să pleci, că nu te țu cu forța, tu vrei să mă aduci în stare, să-ți dau vreo una, cine știe să... Asta vrei tu să mă aduci în stare? Ea a vrut să mă doboare cu orice echip ca să mă aducă în stare să nu mai fiu credincios. Să mă despocuiască, să mă apuc de băutură, să mă apuc de țigări. Asta a cătat ea. Dacă ea fuma, ea cu tare, ea s-a pocăit și ea s-a pocăit. Dar n-a stat decât 3-4 zile, o săptămână. Și eu i-am spus, măi, tată, tu îți dai seama ce ai făcut? Ai plecat de la Satana, te-ai dus la Domnul Iisus Hristos, la Dumnezeu. Și de la Dumnezeu te-ai întors înapoi la Satana. I-am spus treaba asta, i-am spus-o. Ea și-a dat seama că a greșit. Și bisai să-l întorci și pe prost. Dar m-a rugat la Dumnezeu, Doamne, dăm putere, dăm credință, Doamne, și nu fă, Doamne, voie la nimănui, Doamne. Eu vreau să fiu aproape cu Tine, Doamne. Eu m-am
Pregătit, Doamne, ai bătut la ușa mea, ți-am deschis. Vreau să fiu cu tine tot restul vieții, Doamne. Vreau să slujesc numai ție, Doamne Iisus Hristos. Și Dumnezeu m-a ajutat. După ce a plecat ea, uite, am făcut casa asta. Asta, a doua casă, am făcut-o. După ce a plecat ea, am ridicat-o. Cu două palme. N-am furat, nu m-am dus la nimeni, n-am stricat casa la nimeni, n-am umblat după femei, că puteam să umblu și după femei. Dar am zis, Doamne, dacă pe asta mi-ai dat-o, stăteam așa când ajunsesem să stau, să mă rog de ea, că dumneavoastră poate vă dați seama ce vreau să spun. Da. Asta, am chinuit așa 3 ani de zile, am chinuit, de când am văzut caietul. 12 ani am chinuit. Că am zis că tot e mică, tot mi-a dat Dumnezeu copilul așa ăștia, hai să suferim pentru copiii ăștia să sufăr. Era mult mai mică ca tine? 12 ani era mai mică ca mine. Cu 12 ani, dar nu era treaba de vârstă. Nu era treaba de vârstă. Era treaba că n-avea capul, creierul bun.